Salutare, tovarăș! Ne venim cu un set de Titanfall 2, pe mai cum la pare că eu cred. Poate nu sunt eu, poate e altcineva. Jurnalul lui Cooper. My nerd leveling with BT is improving, I managed to kill Kane, a mercenary working for the IMC, now our back on track towards the rendezvous point in search of Major Anderson. We're still being hunted, but now that we got Kane's helmet radio, we can at least eavesdrop on enemy commission. Încă suntem vânați, dar acum că am luat radio-ul lui Kane, putem să ascultăm ce zic inamicii. Ok, putem să rezolvăm situația? Păsăm spațiu. Am făcut câteva schimbări. Am redus un pic din grafică și am scăzut volumul. Ok. Uiii! Ce-i acolo? Un mare nimic. Un mare nimic este aici. Ok, continuăm. Acum, ultima oră înainte de stream. Vrei să mergi cu tine? Și vreau să mergi. Ah, fine, fine. Avem un robot uriaș, de ce să mergem? Un robot uriaș pe care l-avem. Doar, asta e arma ca din trebuie, unul de 20 mm. Da, foarte ciudat planeta asta. Culorile continuă să rămână șterse. Nu știu dacă si eu să vii jocul. What is this place? Accessing files. Unknown. Bravo. What are we doing here, BT? We must proceed through this facility and continue to the rendezvous point with Major Anderson. It is our only chance of survival. Singura șansă de supraviețuire. Dacă nu știm ce e locul ăsta, de ce ne-am văzut aici? Ah, da, pentru că au ăștia o armă secretă. Ce-i aia? E o cască. Cred că e o cască. Hello! Unul din patru! Salbastre! Ar trebui să le văd la un kilometru, se pare că nu. Ah, mă uit dintr-o parte în alta. Controls transferred to pilot. Da, da. Ceva acolo sus? Mă interesează că ceva acolo sus? A, nu, bine că ați bricat. Scorch! Aruncător cu degrânezi. Cel mai poate de ce grânezi? Hai, încercăm. Ia. Da, ok. De ce sunt geamuri aici? Ash, this is Blisk. A copy of her. This is Ash. Go ahead. Kane is not responding. I think our militia pilot's trying to be a hero. He's got to be headed your way. Kill him. No, 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 no. Ash out. What's that? No. Who's Blisk? He is a war criminal, wanted by the militia, commonly employed by the IMC. Blisk was responsible for the death of my previous pilot, Captain Lassarosa. Ales cu tu și avem linia aia incendiară. Dacă ar avea culorile ca lumea, jocul s-ar arăta fantastic, dar n-are culorile ca lumea. Bine, poate e de la mine, sau poate așa arată jocul. Hello? E bine măcar că au făcut coridoare uriașe pe care pe unde poate să circule roboții. What the hell? Ce sunt ăștia? E interesant. Serios, avem fabrică de decimat copacii. Bun. Bine de știut. Prea îmi place arma asta. Dar unde mai vin copacii ăștia la suprafață? Capitanul Planet o să aibă un infart dacă ajunge vreodată în planeta, în fabrica asta uriașă. Au? Am eu o impresie. Nu știu ce impresie am. Și cred că e doar o impresie. Eh? It's a Titan!
ocupă-te de infanterie ostilă, mă ocup eu de ei. Și de eu. Aici ca mulți, totuși. Ah, da, am uitat să fac ceva. Difficulty, regular. Am săturat să stau prea în cover tot timpul. Jocul ăsta trebuie să fie rapid și agil. Și nu este. Hai, hai, fain, intrăm. Intrăm să-i rupem noi. Cine îndrăznește să tragă noi? Am impresia că bete să zică mai bine fără mine. Nu mă lai butonul. Încerc să te omor. Nu e foarte distractiv abilitatea asta. Serios, nu pot să pui o mitraliere pe lângă asta? Doar pentru infanterie? Auzi, am impresia că pe voi pot să vă omor cu grânezile astea. Hello! Lăsați-mă să băbășesc. Sau să vă gat... Chiar m-am bășit! E, ce este? Ah, nu, am cu grânezile, este bine. Să că trebuie să mă duc acolo. Hei! Voi, calmați-vă! Ia și un pic de fum. Nu știu ce face fumul ăla, dar... Aaaa, ok, incendiar. Bine știut. Lasă moment. Trâs. Și zici că oamenii ăștia care au toți banii să facă o dita mai fabrica pe aici s-o omorâți de niște miliții amărâte. Tu știi jocurile. Arde-ți în flecări, eu cred că nu o să-mi dau jos ca să deschid ușa. Bine că BT-i vede mai bine cu mine. Hello! Ce avem aici? Firestarter, avem... Căcatul ăsta e nervant. Aruncătorul grânezi magnetice. Serios? Poate o să ne ajute la ceva. Ce? MGL. Grânezi, Firestarter. Firestarter, sunt mișto. Ce-i asta? Flatline! Dă-mi te rog un Flatline. Am idee ce e plat, n-am și uitat deja, și dracu' eu zicea că e plat, nu? R200, full auto with a punch. Grenezi. Poate trebuie să mă duc în partea alta. Am uitat, ne-am uitat, am explorat, tot e bine. Cum nu vedeți Dita mai Titanu? Dita mai Titanu. A, da. Mă scuzați, și unii de noi încearcă să... Și butonul, vreau să fac asta. Wow. Și mă pârlesc singur, mi s-a ucea scutul. E cineva pe aici? A venit să explorăm. Mă asigur că nu avem... Animale de companie în zonă. Hai să nu stă până aia. Ultima oară când a stat în aia nu stă până mine. Mai e cineva pe aici? Adică știu că sunt patru căști pe undeva, dar n-am nici interes să mă duc pe ele. Probabil pe acolo. Ah, fac, hai să ne uităm. De ce nu? Ah. Weapons free. Wow. Sunt cam mulți dintr-o dată. Nu-mi place rata de foc astea. Am SMG-ul ăla, era mai mișto. Am impresia că ați devenit mai patetici acum că am scăzut de dificultate. Este la fel de periculos pe cât erați înainte, băieți. Ceea ce e ok, I guess. Suntem aici doar pentru poveste și roboți uriași. Au! Cred că m-a afectat și... Au! Le-a afectat și precizia asta. Mozambic. Ce-i Mozambicul? Adică în afară de un stat. What? Ce-i asta? Triple barrel shotgun. Shotgun pistol cu 3 țevi. Știi ce, nu? E pe aici pe sus?
Mă interesează pe unde e, nu mă interesează sincer deloc. Am văzut, am venit, am convins că nu-i nimic interesant și am luat un pistol shotgun cu 3 țevi. Care nu pare... Hei, BD! Plecăm de aici. Ca fapt divers. Mă plictisește și ăla, expedigenii pentru mine. Că grenada, bășina aia de grenadă e distractivă, dar nu prea. Când mi... Sunul ăsta mitralieră sună mult mai bine. Hello! Am și rachete. Cine îndrăznește? Nu voi. Da, unii ei cu un de 20 de metri. Ce-ar fi să nu? De ce n-aș da în ei cu un 20 de metri? Ba, diverse, unul de 20 de metri, unul în cel mai... Tu! Termină-te. Poate îmi trebuie grenada aia totuși. Nu chiar. Sunt mai eficient așa. Dacă stau să mă gândesc bine. Hello, ce-i acolo? Ce avem aici? Firestart. Ah, nu Firestart. Devotion. Da, devotion. Dar te fac mai bună pe timp. Și alalt EPG-ul care e porcărie. Luanțe ceva pentru noi pe aici? Aș putea să merg pe jos, dar chiar vreau să merg pe jos, dar... Mă pot gigantic, totuși. Da. Cred că trebuie să dau jocul un pic și mai încet. Am eu impresia asta. Dacă e prea încet, mă anunțați. Prefer să fie mai încet de data asta decât prea tare. Cum a fost alt set al doilea. Setul 1 a fost acceptabil, setul 2 a fost prea tare. Cred că e zgomot de fundal în fabrica asta. Razi cu zgomot de fundal și nu prea s-auzea mare lucru. Adică s-auzea, dar nu perfect. Nu foarte bine. Hello! Da, cum ziceam, sunt 20 de metri, una din armele cel mai întâlnite pe vehicule blindate moderne, să vedeți. Bradley are tun de 20 metri. BMP2 are tun de 20 metri. Nu. Am încercat să te ferești, când ai zice. Și dacă nu scoteți pentru asta. Poți să le iei înapoi. Sau poți să nu. Ok, jocule. Regulări, pussy mode. Pentru ei nu mă... Nici un pic de dificultate. Un pic de dificultate, totuși. Serios? Nu cred că o să ai șansa. Pe un schimb trebuie să mori, da? Poate mă bășesc pe voi și după aia vedeți voi ceva. N-avem prea multe precizie la tunul ăsta. Nu va chiar să schimb. Băm. Scorch! Ticălosule! Încerc să-ți omor prietenul ăla mare. Ok. Nu ăla-i butonul. Hai, tu ocupă de titanul ăsta, eu încerc să fac... Au! Eu încerc să mor. În multiplayer știu că poți să-ți sar pe ei, dar bine, trebuie să fii mult mai bun decât sunt eu. Nu știu de ce am schimbat pe modul ăsta, dar whatever. Să fac asta și să ratez cu ea. Eu sunt outlaw. Te rog, mai încerc cu toate rachetele alea. Pentru că e periculos să ai toate rachetele alea. Patetic. Hai că mă gândesc, o avea un folos în multiplayer, dacă știi ce faci cu el, dar e patetic.
Și poți să te joci cu soldat. Dar din nou, grenada aia trebuie, are nevoie de un foc de la arma principală ca să facă ceva, altfel e doar un gaz verde, care doar e un gaz verde. Așa, HQ face ceva, pune ținta pe orice. Și mult pe nu știu dacă pune ținta pe alți piloți. Doi titani și niște infanterie. Atât ați avut? Dezamăgitor. Hai, continuăm. Da, da, pe regulări infanteria e complet retardată. S-au prea mâșnuit cu ei să fie mai periculoși. Vedem, dacă e după aia prea greu la un moment dat și încerc să mor cu stampa, ați pe mine, dar... Hello, băieți! Trip. Ha, ce aici? Mai mulți copaci? Mai mulți copaci. Chestii, proiecții. Am venit să fac... Ăla e boost, nu? Bara de dash-uri pe care o am în mijlocul ecranului. Așa, tare. Hello! E cineva pe aici? Aveți un robot uriaș în fabrica voastră și voi nu oferiți multe... The fuck, ce... Oh. Așa mai da. A, da, bă, scurt, pe un moment, scade scutul. Trebuie să mă ascund un pic. Nu mori. No, no. Electric smoke, n-am idee ce face asta, cred că doar moare infanterie. Hai tu, liniștit. Ne scurcăm. Ok, dash-ul stai un pic cam mult. Mori, mori, pentru patrie. Da, 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 da. N-am fost mare lucru. Adică nu-s foarte inteligenți. Cu ce mă ajută Electric Smoke? Nu e în afară de faptul că e Electric Smoke. O să nu-mi pune aia ținta pe mine? Cred că asta e. Camuflaj. Ăla e scurt, ha? Hai, nu niște interzolv eu. Ah, fac, schimbă un pic pe tone. De ce nu? Tone era mai interesant decât asta. Salvo core ready. Ah, stop, mi-a făcut ăla, cred că. Salvo core. Ah, nu vedeam unde mână. Eh. Am omorât 3 titani. Care erau nu foarte agresivi. Cât mă dau jos, adică e drăguț, dar... Sec, foarte sec, în multe pe mă gândesc că e mai interesant când trebuie să-ți faci risc că sar titanii la mici pe tine, dar așa... Așa nu prea. E bă, dar dacă aș crește nivelul de dificultate și mai mult, ar trebui să-mi facă risc, dar n-am chef. Presim că o să devine infuriant. MGL, mă cac în el. Știu că vrei tu să-mi dai, up. BT, mă călca pe mine, nu mă călca. Asta? Tot MGL, dacă e măcar în el de MGL, serios, the fuck. De ce aș lua un narcotocnez? Când o pușcă trage instant. Și asta e problema cu multe arme de energie în jocul de genul. New Titan loadout. Brute. Rocket launcher, 4 rachete de asemenea. Alternativ, rachete singure automate. A, 4 așa sau... Mm-hmm. Single shot așa sau așa avem foc automat de rachete. E bine că avem infinite. This loading dock's cargo lift offers a shortcut through the facility. Check your HUD for the control panel. Ok. Another shortcut? Trust me. Ai încredere în mine, eu sunt Optimus Prime. Că zici tu, jocule. Scut în continuare și ceea ce face. Jetpack! Oh. Și Q are ce iar? Rachetele alea cu... Ah, acceptabil. SG-ul e scăpăm dinamici aruncând
gaz sub noi și facând un jetpack out. Acceptabil. Hai, fain, să nu fac out. Dar fai cum ajungeți acolo? Dacă eu trebuie să merg pe aici, pe deasupra. Deschide ușa. Bine, ia ușa, teoretic. Eu n-am acces la ușile astea. Hello. Am venit. Și eu. Oh, crap. Hai că am uitat care-i butonul grânez. Q? Q? Începem, încet. Mai ai cineva viu acolo? Prefer pasta, sincer. Aia de trage încet. Trage prea încet. Adică, da, trage în ce în ce mai repede, dar... Cât o să reziste ăștia până-i... Ne rup eu pe toți. Hello! Mai ai cineva pe aici? Grenezi, grenezi, arme... De ce aveți voi arme în panoul de control? Adică poate e stația de securitate, dar nu știu. Shotgun, meh! Hai, totuși putem să locuim shotgun-ul cu... Și nu mai avem munții de-asta. Apasă butonul mare și verde. Hai, mai munții la mici care vin în botul meu? Să deschid ușile? Piti, piti! Îmi ia titanul, no! Da, da, da! Îmi place că macaraua aia e rezistentă la explozii și rachete. De ce nu? Burst feed. Misiune, regrupează-te cu pilotul Cooper, găsește pe Majorul Anderson. Mediu mecanic periculos. Incapabil să scăpăm de mâna manipulatoare. Încercarea numărul 35, a eșuat. Incapabil de a scăpa de mâna manipulatoare. Încercarea numărul 36, a eșuat. Pe drum! Pilot. Pilot. I need assistance. S-a aici? Hei! Ăla e titanul meu. Ce-ar fi să nu trageți în el? Ești viu? Știi că viu. Nu trebuie să fii viu. Nici tu. Și-am shotgun, băi. Sunt foarte patetic în volumul atât de mic, dar acceptabil. Sacrificiile pe care trebuie să le fac pentru YouTube. În care suna el foarte patetic. Nu e! Așa, dar... Care e rău? Prefer puștile, fac niște shotgun-uri. SMG-uri puștiți pentru mine, shotgun-uri mă plictisesc. Special când sună așa de patetic. Bang, 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 zici că dau cu două tigăi într-un altă. Hop. Hop, 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 hop. The fuck? Cum ați construit toate astea pe aici? Și de ce? Nu ne-am făcut că luați resursele de miezul planetei și duriți planetele în... Bă, făcând asta? Am venit să patrulăm. Te recepționez. BT, how do I get to you? You must follow the pipes to the lower levels. Warning, losing contact. Recepție. Dar am văzut ceva interesant. Bă, interesant, am văzut. O cască, unul din trei. Am ratat toate trei care erau în partea altă. Aia a fost jocul doar să-mi aduc aminte. Vezi că sunt căști pe aici. Dacă te uiți atent și cauți până fiecare colțișor, o să le găsești. Dacă. Eu nu sunt persoana atentă. Ah, crap. Hup. Jumping puzzles. Fuck. Da, nu. Aproape am eșuat. Un grăbic săritura. Hei. Adică, sincer, nici eu n-ar vrea să las firma asta să facă ce fac cu planeta asta. Ceva îmi spune că găuri imense sub în crusta planetară nu-i bine pentru crusta planetară. Bine că nu pot să mor la căsituri, nu. Hello. Ia roboți. Ia roboți. Ah, avem gloanță. A, nu, e de industrial, nu-i de luptă. Hello. I
Jocul ăsta chiar insistă să iau eu devotion-ul. Ia devotion-ul, știm că vrei devotion-ul. Tragi rapid, peste timp. Parcă ăștia au rezist atât de mult. Sau nu? Aș putea să-i las să vorbesc, dar hai să ne gribim totuși. Supracalificați pentru treaba asta. Să vedeți! Oh, boy. Ok. Dați-mi un moment. Trebuie să fac ceva repede. Continuăm! Credeam că trebuie să fac niște jumping puzzle-uri. Agresive, dar nu. Să sar într-o parte, în alta, platforme, ce e aia? Nu, serios. Încercăm din nou. I-am dat seama că locul ăsta e periculos. Ești hostil? Nu contează. Rezolvăm noi problema. Hop, hop. Partea la altă vreau să mă duc. Acceptabil. Voi cu shotgun-urile voastre. Vă dați maker cu shotgun-urile voastre, băi. Pușca de asalt. Face toată treaba. N-am idee unde vreau să mă duc. Dar găsim noi eventual poziția unde vrem să... Oh, să fiu atent să nu mă strivească. Aia vrei să zici. Ok, înțeleg ce zis. Unde sunt? De ce sunt? De ce exist? Ia un pic de... Un pic de camuflaj. Te-ai șmecher. Nu mai am muniție? Aia. Te-ai cu shotgun-ul tău. Cu pistolul tău, Julian. Dă-mi, te rog, ce aveai. Semi-auto carabină? Ce? Sabie? Poate? Aș putea să explorez pe aici, dar... De ce faci asta? Hai să activăm obiectivul să știu unde trebuie să mă duc. Trebuie să-l caut pe... Linie de asamblare? Ce dracu asamblați aici? Dead Star-ul? Aia, cred că trebuie să fac niște puzzle-uri de sărit. Acceptabil. Mă arată ca un M14, sincer. Ea, un pic de imaginație. Aha, m-am prins și vreau să fac. Dă-mi un moment. Asamblează? Nu știu sigur ce asamblează, pare că pun... Ai, tu ești patetic, sincer. Pușcă, mai dezamăgit. Asamblează... Gazon? Am idei să-mi bat acolo, să bășit la direcția. Nu, crap. Tiu! Robotule, termină-te. Vreau să iau unul cărnat, unita asta scăpită. Dar, asta este. Vreau să urmez. Tiu! Ei, ți-ar scoate-o de râs. Nu mai ești în scut, trist pentru tine. Foarte trist pentru tine că tu nu mai ești în scut. Place mult mai mult mitralier. Calmează-te. Tu tot anul glumezi peste mine. Calmează-te, te rog. Aia îmi spune că e probabil glumeta mea. Ești om. Interes, asamblează planete, ce rea, stații spațiale, gazon pentru bogătași. Cine știe. Dar o să mă urc aici, să văd ce sunt. M-am răzgândit, asta pare o idee prostă. Ok? Că viață!
Nu! Am uitat că se ridică platforma acolo. Deci n-am idee ce asamblează până acolo. Dar asamblează ceva, oh, crap, chiar aici. Auzi, bă, voi! Terminați-vă. Au. E voie de un semi-auto. Nu căcatul ăsta, nu semi-auto. SMG. Tu! Sigur că e mort. Dacă nu vrei să fii omor de gloanțe, te omorăm cu grânezi. Speedfire. Ow! Crap! Fără ținta aia de căcat, mult mai bine. Un pic. Nici nu folosesem ținta până acum. Au! Deci mă plictisești. Dificultatea asta. Vreau să mă bucur de hartă, să sar într-o parte în alta, nu să-mi fac grijă. Oh, m-au atins unul. Gata, trebuie să mă ascund în cover. Am impresia că asta le afectează... Asta cred că... Flatline-ul? Tea noastră, nu? Cred. Dăm-te-o. În altă ordine de idei, poate n-ar trebui să las roboții ăsta să vină în melee cu mine. Iar! Tu, termină-te. Shitty. Pușcă de asalt shitty. Regul, da? Toată rămas la fel. Bang, 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 bang! No, no, no. Fără grinezi. Și tu, trebuie să mori. Tot îmi iau destul de mult damage, dar... Dar... Azi din flăcări pentru... Ciclosul nu vrea să ardem flăcări pentru mine. Așa că l-am pușcăm până moare. Tu, schimbă căcatul ăsta cu ceva care e mult mai interesant de folosit. De ce strivești gazonul? O luat, știu și o rocă de planetă, a pus gazon pe ea și apoi pun tablă, metal, ceva. Gazonul ăla funcționează ca insulație? Încerc să cunosc lumea asta. Cine știe de ce distrug, ce afectă noi pe aici? Poate sunt alte colonii care au nevoie de de metalul ăsta. Hai. Unde se duce ăsta? Ok, m-am prins. De ce trebuie să fac acolo? Ar trebui să fie greu de făcut. În altă ordine de ei, poate. Ok. Hello, darling, my old friend. Whoop! Înainte să schimbe asta! Eu! Termină-te! Devotion. Cagă-n devotion-ul vostru. Cagă-n scutul tău, sincer. Imediat ce nimeresc. Ce mai și eu am mitraliere grea. Vreți să vedeți? Satul ăla de râs. Trebuie să mă mișc, am impresia că să mă plancheze cineva în curând. Am mirosit grenada aia venind de la un kilometru. Ați un moment, încerc să încarc și să arunc grenezi prostește. Bun, 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 e bine. E bine, dacă aveam un pic ar fi și mai bine, dar n-am. Gata? Mai e cineva viu? Probabil, întotdeauna mai sunt. Călător viu. În primul rând, turela aia ar fi una din ele. Turela cu motor. Muniție, grânezi, checkpoint. Checkpoint! Aia. Hai că dacă se distreze cu
fabrica asta, poate. Cu toate că Blisk, eu zic că îl doare undeva, din punctul de vedere, poate să nu are toată fabrica. Ce ar mai avem pe aici? Continuare de astea. Ok, foarte rar. Preferam SMG-ul ăla, l-am avut înainte. Ia, extractiv. Ai, unde mergem acum? Sunt dezamăgit de partea audio a jocului. Armele nu sunt periculoase. Roboții sunt interesant. Ok. What are you doing? Pilot, I'm being taken through an area stocked with prefabricated structures. We are not far apart. Keep moving. Ah. Am impresia că fac clădiri. Wow. Mă duc cam sus. Cred că m-am prins șef ăstea. Case prefabricate cu tot cu gazon. Și cu droizi? Adică din nou, nu înțeleg nevoia pentru peșteri uriașe, goale, dar ce știu eu despre ei, cum să fabrică case prefabricate în viitor. Da, de moment, vreau să mă dau jos pe... No, fuck. Putem să n-avem checkaturi explozibile? Mișto, dacă n-avea căcaturi explozibile. Toate căcaturi explozibile. Oh, tu. Azi, bă, și-o pot să-ți fac mele, eventual. Gata. Crap. Yep. O să-mi iau un pic de viteză, sincer. Nu așa să iau un pic de viteză. Toată lumea cu devotion-ul lor. Aia, ești mort. Ești fericit acum că ai murit? Stai că vreau să mă uit la casă, este un pic. Ha. Ia pic, vreau să vorbesc cu droidul ăsta. Nu, se pare că nu. Hellstar-ul e un căcat. Pentru că trage cu proiectile de energie care... Nu am viteza unui glonț, deci... Pff. Ați intrat la distanță, fragmenta. Hello! Ce e ăsta? Am impresia că știu ce. G2! N-am luat deja G2, e căcatul, nu? Nu creatură. Să dacă nu ești creatură, ești mecanism, da, cum adevăr. Depinde, repet. Pare rău, Call of Duty are muzică mult mai bună. Mult mai bună. Mai țin minte dacă chiar patetic sunau armele și în Call of Duty Future War, Infinite Warfare, ăla. Dar sunt cam dezamăgite. Mă gândesc cum așteptau, dar au pus covorul cu arme în fața mea, să fie pregătiți. Poate. Mai ne avem. Cum a scăzut nivelul? Dar nu cade robotul ăla dacă îl culcați lateral? Ce știu eu? Ce știu eu? Hello! Stau pe canapea, vă dar... Ok. Canapea asta e nefinisată. Îmi place mecanismul, totuși nivelul ăla de... Oh, crap. Design la nivel. Unde vreau să mă duc? De ce e înclinat? Acolo, cred că... Vreau să mă duc. Poate trebuia să studiez poziția înainte. Whatever. Whee! Cineva sus? Hei! Aveți voie să fiți deasupra mea? Încă nu pot să vă văd bine. Am auzit, dar mă uitam la construcțiile alea. Da, cred că astea sunt case prefabricate, cu totul, inclusiv gazonul. Mobile cu cărți, cu canapele făcute din ceva molos. E interesant. Dar hei, poate așa își face compania asta banii. Nu, iar voi. Da, hai, vă rog, insist, veniți aici.
Nu voi, voi aveți puști. Prefer roboții aia. Și un pic de recul. Nici un pic de recul. Știu că e viitor, dar totuși un pic de recul. Un pic de recul. Hai, are un pic de recul, se ridică eventual în sus. Foarte, foarte încet la foc automat. Poate că-s roboște. Hei, tu, nu, nu. Un pic de recul la foc automat și da, poate e costumul de robot care mă face invincible. Am mușchi mult mai puternici și pot să controlez recul mai bun. Sau ajută la controlul recului. Cred că vreau să mă duc sus. Poate, hai bă știi. Pe mine mă interesează mai mult linia asta de asamblare. Vede că ai ochii roșii și luminoși, ca să știi. Sau ce știu. Aparatul... Aparatul de ochire vizual sau țintire vizuală. Care e ticălosul și de ce? Încerc doar să înțeleg. Flatline. G2. Sau... Astea-s toate armele, Spitfire. Fuck? Ești dronă cumva, nu știu. Da, e dronă. Era dronă. Da, da. Cât de nevoie e de casele astea? Adică dacă ne producem la scară industrială deja, pe linie de asamblare, v-am spune că trebuie să mă duc acolo. Hai! Mă duc și la etaj. Vreau să mă duc la etaj, jocule. Mă las să mă duc la etaj. Ceva îmi spune că trebuie să mă ferez de spațiile astea care au semnul de... Atenție! Pericol! Hazard! Hazard! Hello! Îmi place că vă zbor căștile. Dacă aș vrea să fac colecție de căști, știu unde să ia. Îmi trag în cap. Rău exploziv. Robot explozibil. Nu vă vrem aici. Îmi place că trimiteți la distanță. Sper că nu să fie mai multe stadii în care tot o să veniți constant. Deja mă plictisiți. Hai că poți, dacă te strecori, poți să... Am văzut. Ia să-mi dau seama cum să ajung la tine. Nu? Dacă trag în scutul ăla, se strică la un moment dat? Într-o dată avem recul. Cel puțin la distanța aia. Acum am văzut unde cade. Aia, whatever. Englezilor, relaxați-vă, măi. Nu mă grăbesc să vă mor cu toate că ar trebui să mă grăbesc să mă... Hellstar-ul. Am destul de munțe la armă care-mi... Caru? Da, caru! Asta vroiam! Ceva cu reculga lumea. Hey, tu! Ceva cu reculca... Au! Cred că de aici aș putea să stau în casele alea, doar să mă asigur că... Serios! Calmați-vă! Încerc să mă uit la linia voastră de asamblare! Atât încât mă asigur că nu cad la o fereastră să cad jos. Bă. Tu ești roșu, nu-mi place că tu ai un sistem ocular roșu. Înseamnă că ești un adămat și periculos. Încerc să sar pe tine ca să fac asta. Să mă teleportez ciudat lângă tine ca să-ți dau un genunchi în față. Nu, chiar, băi. Nu mai am gloanțe. Trist, foarte trist. Nu, da, cum ziceam și tot de biscuit. Vrei să sar pe pereți ca să te folosești de sistemul jocului de mișcare rapidă pe care îl găsești în multiplayer? Doar pentru că există în joc, nu că hărțile ar fi făcute este să încurajeze asta. Elstar. M-au zis ceva? Deci ăștia care n-au mâneci sunt
au shotgun-uri. Bine că știm cum arată, ca să pușcăm pe toți. Nu e în continuare? Continuare. Ce v-am spune că scările astea sunt periculoase în construcție. Bine că le pune și cărți. Asta se pot citi sau ce dracu? Nici nu știu dacă sunt cărți. Poate doar de formă ca să... Nu! Poate! Place is going to turn itself inside out or upside down considering the circumstances. Nu ești încurajator, BT. Poate doar de formă. Aici o să arate, așa o să arate cărțile. Sunt cam stabile cărțile alea pentru... Wow. Îmi place designul la nivel, adică plimbatul ăsta, cu toate că am impresia că Portal 2 l-a făcut înainte și alte jocuri. Interesant. Dar din nou, lipsă de culoare, albastru trebuie să fie mai colorat. Portocaliu mai colorat, mai vibrant, mai viu. Ai, totuși ters. Oh. Și... eu cred că vreau să stau în partea asta, la cum se învârte casa aia. Ok, ne-am pic mai jos, frumos. Cred că tu vrei să te joci cu mine. Ash. Hey. Pilot, scans indicate the dome above is your best course of action to find an exit. I recommend getting there by any means necessary. De ce arată totuși ălea așa? Asta e problema. De ce arată how? Cum mă duc eu sus? Aici? Ok. Hei! Pica mult totuși setul ăsta. Să rămân fără timp de înregistrare, mă, se termină setul ăsta. Setul lungi. Ce e drept? Nu m-am grăbit. Ei, hey, Ash, dacă nu-ți spuneai că trebuie să mă duc sus, poate nu mergeam sus. Am impresia că doar vrei să vezi cât de competent sunt, nu? Așa arată un nivel de joc interesant, unde te uiți în sus și vezi că tot e la nivel. De fapt, ești așa. Stai un pic, asta nu e doar o casă prefabricată, e un întreg oraș prefabricat? Sătuc? Ok. Da. Cu copaci, dar cât de fals este. Copaci, iarbă, hidranți, mașini parcă. Da, apreciez nivelul ăsta. Anci! Și acum azi la unghi. Ok. Prea mult, prea puțin. Acceptabil, cred. Am vrea muniție la MG-ul meu, dar nu vreți. Vreți să mă joc doar cu puși de asalt și căcaturi cu energie și aruncătoare de grenezi, nu? Eu n-am să cad pentru asta, crezut că pot să sar acolo că sunt la nivel, dar nu e, picioarele mele sunt aici, acolo e jos, nu acolo, acolo e lateral. Mă duc aici. Good one. N-aș putea să merg pe lateral pe acolo, hop. Pune basta toate astea aici, lipite? De ce sunt lipite? Sunt doar de formă? Am reușit. Om de simulare. Oh, crap. Da, lasă-mă să respiră. Ok, fine. Oh, crap. Putea să inversează. De ce e un dom uriaș de simulare? Illegal view. Tu cred că doar vrei să te bați cu mine în arena asta, altfel ai fi putut să mă arunci după platforma aia în abis.
Acceptabil. Să ne batem tot cu roboții sau să ne batem hand to hand? Puști contra puști. Loading scenario 127 in dynamic simulation dome 314. Oh, yeah, stai nu-s case prefabricate. Case pentru simulare. Da, era deja pornită lumina. Very nice, very nice. Deci... Ok. De asta canapelele le-ați făcute de molos, doar de forma să fie. Cred că vrem noi să stăm pe aia. Oh, thank you. Hey! Pilot, how the scenario 127, load complete. Scenariu de simulare. Spectre trebuie să fie de căcat, nu? Hey! Nu L-Star! Nu L-Star! Dăm L-Star, poate. Patetic, patetic! Oh, poate. Un pic doar. You could say that. Your heart rate is exceeding 170 beats per minute. If possible, you should find a place to rest. Yeah, I'll get right on it. Initiating IMC Reaper test program. Reaper test program? Nu-mi place cum sună aia. Defibrillatory Purs. Purs, Reapers, nu Reaper. Cooper, the houses contain weapon caches. I saw them being loaded on the assembly line. Alright. Tactica mea de a mă urca pe pereți? Deploying additional Reaper to test scenario. Oh crap! O să nu! Tem să nu! Vrei că mi-a omorât tot. Toți oamenii erau acolo. Ah, asta era acolo. Pe linia aia de asamblare, toți roboții ăștia Reaper-i. Poate. Oh, crap. Sunt cam peste toți. Mai nimic, trebuie luat să fug, nu? Asta-i tactica. Fugim, îl ducem pe la acolo. Scanapid. Trimite și întăriri. Nu-i corect dacă trimite întăriri. Unii din noi sunt singuri pe aici. N-am început să... Au! N-am început singur. Și eu mi-am venit perseverența mea. Dar nu. Prefer să rămân în viață. Chiar insist, ar fi fantastic dacă se deschide ușile alea. Putem să luăm și noi o armă mai bună? Nu. Răspunsul este nu. Dăm flatline-ul ăla. A murit Reaper-ul? Reaper-ul! Ce-ar fi? Crap! Nu! Poate! Think I pissed her off, BT. You will have to explain that expression later. Get out of there while you can. I have detected an opening in the outer wall, marking your HUD. Okay, dar aș putea să mai mor din ei. Te-am auzit! Ce, doar atâta câtea că o să rezistăm? Poate nu trebuia să deschid ușa. Dacă eram aici închisă cu roboții explozivi, eventual unul din ei m-ar fi prins. Uzați-mă un pic, unii din noi trebuie să facă niște... Sărituri spectaculoase. Și să eșueze la aia. La ce... Cum se strică holograma când îi vezi păreți la tron. Sau imagine. Da, da.
Da, dacă puteam să-i mor pe toți, poate e mai impresionat cu mine. Tu! Termină-te! Mai e cineva pe aici, în afară? Serios? Poate chiar ar trebui să-i spui șaia, dar-mi place zona asta! Dar faptul că faceți case de simulare la... pe aici au venit... echipa noastră. De aici era echipa aia de miniții. Da. Faptul că aveți... produceți la scară industrială, pe linie de asamblare, zone și case doar de simulare, e cam suspect. Dar ce, de-aia am impresia că asta e o companie militară, la câți roboți are militar? Îți trebuie casca aia, nu? Excellent. Pa-ra-pa-pa. Poate, tot ce e posibil. Hai, nu-i vina ta, hai de-a face cu jucătorul. Nu mai avem slide, ok. Uiii! Hai, aș vii manu a manu sau titan la titan? Toate astea data viitoare, doar. Sper că v-a plăcut setul, mie mi-a plăcut nivelul, dar... cam... n-au impact armele, n-au deloc impact armele. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like, share, să comentați dacă vezi de comentat, apreciez comentariile. Și le citesc pe toate. Și, da. Oh, zi bună, tovarăși!